Bună ziua din nou, dragi cititori Herald! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei campanii frumoase Cum ne ajută știința? O campanie pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald, acolo unde de altfel găsiți foarte multe titluri din colecția Matesis, colecția de știință, dar și din colecția Cogito, colecție despre filozofia științei și despre gândirea critică. Astăzi este alături de noi și îi mulțumim foarte mult pentru că și-a făcut timp să avem această discuție, Cristian Presura, fizician, și vom vorbi despre felul în care ne ajută pe noi știința în viața cotidiană, în zilele noastre, despre cărțile de popularizare a științei, despre un autor foarte drag nouă, este vorba despre Carl Sagan, de asemenea despre alte titluri din cadrul acestei frumoase colecții de știință Matesis. Bună ziua, Cristian, mulțumesc foarte mult! Bună, Sorin! Începem discuția noastră cu această întrebare. Cât de importante sunt cărțile de popularizare a științei? Și nu numai cărțile de popularizare a științei, făcând referire la această colecție, la colecția Matesis din portofoliul editurii Herald, aș mai aminti și un eveniment online, din păcate condițiile o impun să fie un eveniment online. Vorbim despre cea de-a 8-a ediție a Bucharest Science Festival, Festivalul de Știință București, desfășurat între 23-27 septembrie la București, în varianta online, așa cum am spus puțin mai devreme. Iată, evenimente online pe știință, ca acest festival, cărțile de popularizare a științei, cât de importante sunt ele pentru cei pasionați, pentru cei care și-ar dori să afle mai multe lucruri despre știință și mai ales pentru cei tineri? Da, foarte frumos. Într-adevăr, mă bucur că țineți festivalul. Anul trecut am trimis eu niște texte pentru festival și acum 2 ani de zile festivalul este an de an și încurajez pe toți cei care vor să participe chiar și online să participe la festivalul de știință, Bucharest Science Festival. E foarte important în general și în particular, ceea ce faceți voi cu cărțile este foarte bine, este necesar, este, cum să zic eu, ceva de care avem nevoie. Eu fac cumva o diferență, pentru că eu mai popularizez știința și pe YouTube. Știința se mai popularizează câteodată și la televizor. Și fac o diferență între toate aceste medii și carte. Normal că toți avem nevoie de știință. Avem nevoie de știință din două motive. Primul este motivul tehnologic. Trăim într-o societate tehnologică. Nu poți ca să nu știi ce e la curent electrică. Trebuie să bagi aparatele în priză. Așa. La un moment dat devin vitale. Adică dacă nu știi ce este curentul electric, te poți curenta. Trebuie să știi că apa udă, da, conduce curent electric. Dacă apa ți se scurge pe întrerupătoarea electrică, să știi că acolo, nu numai că apare un scurt-circuit, dar este periculos pentru viața ta. Deci suntem o societate tehnologică, trăim cu tehnologie și am devenit, cum să zic eu, supraviețuirea noastră depinde de înțelegerea tehnologiei. Asta este clar. Iar știința stă la baza tehnologiei. Pe de altă parte, știința mai are și aspectul celălalt, care este de cunoaștere, filozofic. Tu ai menționat Cogito. Da, Cogito, seria voastră. Și este aspectul acela filozofic în care știința începe să-ți dea răspunsuri la ce lume asta în care trăiești tu, pe ce lume te afli, unde te afli, cât de mare este Pământul, cât de mare este cosmosul în care te afli. Deci are aceste două deschideri și amândouă trebuie aduse în popularizarea științei, pentru că omul pe amândouă le caută, omul. Trebuie să știe despre tehnologie, pe de altă parte omul este o ființă căutătoare, este o ființă exploratoare și automat prin intermediul științei explorează lumea în care se află și explorează limitele. Și aici cartea, zic eu, are un avantaj foarte mare față de celelalte medii online, YouTube sau video sau care mai sunt. De ce? Dacă te uiți la un video
despre știință. Băi, ai niște vizualizări extraordinare, frumoase, că și eu când fac video pe YouTube, cei care mă urmăresc pe canal de YouTube Cristian Presură știu că încerc să fac vizualizări frumoase ca să-ți placă. E foarte normal. Numai că video te ia și te duce la sfârșit fără a-ți da un moment de repaus. Deci tu afli foarte multe informație concentrată, dar nu mai ai repausul ca să stai să te gândești. Acum e o carte. Când e o carte și citești, ai puncte. Punctele sunt puse acolo, ok, punct. Ok, acum am timp să mă gândesc. O, ce-a vrut să zic? O, despre ce a vorbit? Vorbim despre știința, știu și eu, unei stele neutronice? Nici nu vezi. Trebuie să stai să te gândești, să spui, dar cum ar putea să arate? O, deci a scris chestia asta. Ok, deci așa arată o stea neutronică. Cumva ar avea niște câmpuri magnetice pe undeva și începi să-ți imaginezi. Și îți construiești tu mintea ta reprezentări. Și asta este extraordinar, pentru că acest moment de respiro pe care ți-l dă cartea, acele puncte între propoziții, acel moment de respiro este pentru tine. Și tu ai timp să tragi sufletul și să-ți reconstruiești reprezentările. Bine, mai are și avantajul că o carte este întotdeauna mai personală decât un video. Adică autorul, în cuvintele lui, chiar îți spune ceea ce gândește acolo. Ești practic prieten cu autorul. Deci da, unul, este nevoie de știință și doi, părerea mea, cum o face cartea, este de nelipsit. Și de asta vă apreciez foarte mult că și voi încercați, mai ales pe o piață a României de carte care este așa cum este, da? Încercați să aduceți cărți de știință. Este nevoie de cărțile de știință și e foarte bine că faceți treaba asta. Și felicitez pentru tot efortul pe care îl faceți și știu că îl faceți de mult timp. Ajungând la personalitatea lui Carl Sagan, care are, aș putea spune, că este un fel de serie de autor în cadrul colecției de știință Matesis, pentru că sunt mai multe cărți publicate de Carl Sagan, printre care Un palid punct albastru, Lumea și demonii ei, Miliarde și miliarde, Cosmos, iată, care s-a reeditat de curând. Cât de important este acest autor în ceea ce privește popularizarea științei, mai ales făcând referire la faptul că la începutul anilor 70 el avea un soi de emisiune serial la un post de televiziune american, în care practic el asta și încerca, a fost difuzat, bineînțeles, și în România și împreună cu Cristian Român de la revista Știință și Tehnică discutam, punând așa o mică glumă, momentul în care începea acest serial, acest film la televizor, la televiziunea publică, doar ea era atunci, se goleau străzile, toată lumea era interesată să vadă ce mai spune Carl Sagan în acest film. Iată, emisiunile TV, filmulețele de pe YouTube, asupra cărora poți să revii. Și în cazul acela poți să revii dacă n-ai înțeles anumite lucruri și să-l asculți sau să-l vezi de 30 de ori până vrei să înțelegi ce au vrut să spună interlocutorii. Sau cu atât mai mult într-o carte. Chiar mă gândeam la Miliarde și miliarde, care este o carte, cum spuneam înainte de a începe intervenția noastră, o carte testament a lui Carl Sagan, o carte în care vorbește poate mai puțin despre cosmos, cât vorbește despre condiția umană. Și asta mi se pare un lucru extraordinar. Adică dintr-un savant de renume, de calibrul pe care îl are Carl Sagan, iată, răzbate și partea aceasta de umanitate, de empatie. Până la urmă și el a fost un om și vorbește la modul existențial despre condiția umană. Cum spunea Monica Belițoiu de la Sur, nu suntem, toți suntem poate grăunte de nisip, într-o mare de nisip, da? Făcând cumva referire la ceea ce suntem noi raportați la întregul univers. O părticică foarte, foarte, foarte mică. Da. Mi-aduc aminte, cred că emisiunile de pe vremea comunismului erau miercurea seara, pe la ora 9 și ceva. Și mi-aduc aminte episoadele pentru că așteptam într-adevăr fiecare episod cu mare nerăbdare a lui Carl Sagan. Carl Sagan a fost în primul rând un cercetător, astrofizic a făcut, deci un om foarte bun în meseria lui,
care însă a avut și această latură umanistă. Și astfel de oameni sunt rari pe pământ și sunt rari mai câțiva în secole. Și serialul Cosmos la care faci referire, mie mi se pare că este o sinfonie care știe să îmbine mai multe elemente, știe să îmbine informația, știe să îmbine poezia, pentru că atunci când Carl Sagan vorbește, ai senzația că citești pe Nichita Stănescu, ai senzația că trebuie să fie la limba și literatura română, da? Atât de frumos scrie, da? Deci îmbine, iar serialul Cosmos îmbine și muzica, pentru că are muzica lui Vangelis, care are și o muzică de cosmos extraordinară. Deci în momentul când ai niște aceste trei elemente foarte puternice și l-ai pe Carl Sagan, care cumva vine și le îmbină într-un mod magistral, atunci este o sinfonie, este o bucurie, este o bucurie. Și la fel sunt și cărțile lui Carl Sagan. Deci cartea pe care ai menționat-o tu, Cosmosul, și celelalte cărți, ultima pe care ai menționat-o, Miliarde și miliarde, da, în care începe să vorbească despre el, despre viața lui, despre cum a văzut el lucrurile. Sunt lucruri extraordinare. De ce? Pentru că Carl Sagan nu a avut acea atitudine pe care noi credem că o au în general cercetătorii. Că stau într-un turn de filde și se cred foarte deștepți. Știi? Și așa înseamnă senzația, domnule, ăla cercetează într-un tur de filde, deci nu, ăla e înalt, nu vine la mine și așa mai departe, știi? Nu, el a fost, de fapt, un fel de alter ego al nostru. A fost un om ca noi, doar că prin mintea lui a ajuns să ajungă în acel tur de filde. Dar s-a dat de acolo din turul de filde joi și a venit jos și a venit printre noi să ne povestească despre ce a văzut. Și aici intervine ceea ce spui și tu, relevanța, condiția umană. Ce este omul în acest cosmos, știi? Un grăunte, un fir de praf, cum spuneai tu, da, într-o mare. Da? Deci poți să-ți imaginezi că fiecare planetă, că apropo, ar trebui să mă gândesc de asta aproape sigur, pentru că în univers sunt sigur sute de miliarde de miliarde de planete. Și nu știu câte fire de praf sunt pe o plajă, dar nu m-ar mira ca să fie aproximativ același. Știi? Deci dacă ai luat toate planetele și le-ai face mici de tot cât un fir de nisip și le-ai întinde așa, ai crea o plajă. Ar trebui să fac calculul ăsta, dar aproape sigur sunt acolo. Dar atenție, Carl Sagan nu spune, noi suntem insignificanți. Dacă suntem așa de mici, noi nu reprezentăm nimic. Știi, care este condiția omului? Nu, el nu spune lucrul ăsta. El reușește să găsească semnificația omului, de fapt, în cosmos. Care este rolul lui? Care este condiția noastră umană? În ce direcție mergem? Ce vrem noi să fim? Suntem o civilizație, așa cum spune el, în copilăria noastră. Noi creștem, suntem o civilizație de exploratori. Ei, și reușește ca să găsească elementele alea, să ți le dea în sufletul tău. Tu dacă stai și te gândești, te uiți primar și spui, păi, o mică planetă, dar ce sunt eu pe acest pământ? Eu, Cristi, să spunem, într-o țară pe acest pământ, pe un univers, care este relevanța mea? La scară cosmică, poate că relevanța omului, da, poate nu e, sau relevanța lui Cristi, relevanța mea poate că nu e așa de mare la scară cosmică. Numai că la scară locală, comunitară, ca să spun așa, știi? Deci la scara civilizației noastre, spune Carl Sagan, aici suntem relevanți. Și reușește să-ți dea aceste perspective care sunt, cum să zic eu, filozofice, sunt adânc umaniste și să ți le aducă împreună, din nou, împreună cu informația științifică care este întotdeauna de calitate și întotdeauna corectă. Deci, da, foarte, foarte frumos că l-ați tipărit pe Carl Sagan, în așa fel încât cei care vor să afle de Carl Sagan să urmărească nu numai videourile, dar să ia și cartea. Și să spună, da, ok, miliarde și miliarde, ok, ce-a vrut să spună omul ăsta? Și omul scrie în sufletul lui, pentru că ăsta este și un dintre avantajele cărții, cum spuneam, da? Deci, scrii cu sufletul tău de autor cuvintele respective. Și atunci tu poți să citești ce era în sufletul lui Carl Sagan. Aș mai face o referire la faptul că mai devreme, spunând despre stilul de scriere a lui Carl Sagan, despre poezie, am mai întâlnit același lucru la un alt autor foarte drag. Este vorba despre Sean Carroll cu cartea The Big Picture, Marele Tot, în care chiar se vorbește despre naturalismul poetic.
Și am mai făcut și cu alte ocazii această analogie între Carl Sagan și Sean Carroll, faptul că ambii reușesc cumva printr-un limbaj metaforic, prin anumite figuri de stil pe care le folosesc, să ajungă mai ușor, mai lesne la publicul larg. Pentru că în momentul în care vii și folosești termeni tehnici, quarci și neutron și atom și molecule și tot felul de alte lucruri care țin de zona aceasta a fizicii, astrofizicii, astronomiei și așa mai departe, s-ar putea ca pe cititorul neavizat, neinițiat în domeniu, să-l cam pierzi așa pe drum. Dar uite că ei reușesc tocmai, prin asta mi se pare un lucru remarcabil, reușesc ca printr-un limbaj foarte accesibil publicului larg să ajungă aceste informații, exact cum spuneam noi, ca o poveste la cititori. Da, da. Deci o fac într-adevăr foarte bine și ce faceți voi e foarte bine, că luați aceste cărți, luați aceste lucruri și le traduceți în limba română, în așa fel încât să ajungă la cititorii din limba română. Pentru că noi suntem o civilizație, România o țară cu 22 de milioane, care are un anumit nivel de civilizație dacă ne comparăm cu Statele Unite sau țările vestice. E clar că în vest se întâmplă lucruri mari. Și e foarte bine că rămânem conectați prin aceste traduceri la lucrurile mari care se întâmplă acolo și la lucrurile explicate bine, în așa fel încât rămânem conectați la, așa cum vorbeam la început, la o civilizație tehnologică, care devine din ce în ce mai tehnologică și noi trăim în această tehnologie. Și deci e foarte bine că faceți lucrul respectiv prin traducerile astea.